popor împrăștiat, să te unești doar din cuvinte. Uneori, unii vă grăbiți să deschideți gura. Și iată, zice Domnul, luați hotărâri cu gura voastră și nu vă țineți de ele. Alte ori spuneți că veți iertarea, dar vă ascundeți unele slăbiciuni și unele poveri vă împoverează alergarea. Așa vorbește Domnul. Seara aceasta este o seară de hotar. Chemarea Zulhares. Anul acesta, unii din locul acesta, iată, nu-l vor străbate tot. Nu-l vor străbate tot. Anul acesta este an de pregătire. Pe unii pregătesc ca să se poată întâlni cu mine, Domnul. Căci vrăjmașul se luptă pe unii să-l oprească din alergare. Altora au spus vrăjmașul, dacă nu-i putem opri, măcar să le tăiem din răsplătire, să-i facem nevrednici înaintea Domnului. Levara Staliahas, eu am făcut un plan întreg de mântuire și vreau să-ți dau o răsplătire întreagă, zice Domnul. De aceea te vreau un om întreg pentru mine. Vreau o inimă întreagă, zice Domnul. Salome Radialas, popor tânăr, nu te gândi că anii tăi sunt frageți și tu ai planul și poți să se duci la împlinire planurile. Iată, zice Domnul, viața celui tânăr și viața celui înaintat în vârstă este în mâna mea. Eu poruncesc și este viață. Eu îmi trag mâna și nu mai este viață. De aceea, pentru că încă este în durare, lăsați-vă inima înaintea mea, curățiți-vă cugetul, curățiți-vă inima, că o era spana pide verba aras, cel ce va căuta fața mea, iată că eu sunt prezent aici să mă îndur de el. Bertolo Canabies, vreau să-l măresc, zice Domnul, vreau să te îmbrac cu toată armura Domnului meu. Vreau eu, Domnul, să te îmbrac, ca să pot să fiu un om care se pot lupta lupta cea bună. Unii se măculesc și cred că ei se pot lupta. Nu te vei putea lupta. Puterea care o dau în Domnul îți va da putere de luptă și de biruință. Puterea și înțelepciunea ta te vor abate, te vor trage în jos, te vor înșela. De aceea cere înțelepciune și eu ți-o voi da. Amin, zice Domnul.